Scăderea fertilității este o tendință globală care se observă de la începutul anilor 2000. În urmă cu doar 20 de ani, doar 45% din populația lumii trăia în regiuni în care fertilitatea nu atingea pragul de reînnoire a generației. Scăderea natalității. 63% din locuitorii lumii trăiesc în regiuni din care fertilitatea nu atinge pragul de reînnoire a generației, față de 45% în urmă cu 20 de ani. Scăderea fertilității este o tendință globală care se observă de la începutul anilor 2000. În urmă cu 20 de ani, doar 45% din populația lumii trăia în regiuni în care fertilitatea nu atingea pragul de reînnoire a generației. Potrivit unui studiu publicat de Institutul Național de Studii Demografice, 63% din populația lumii trăiește în regiuni în care fertilitatea nu atinge pragul de reînnoire a generației, adică 2,1 copii pe femeie. Rata totală de fertilitate rămâne peste 3 copii de femeie doar în cea mai mare parte a Africii, în anumite zone din Orientul Mijlociu, în Afganistan și în Pakistan. Conform studiului, zonele în care femeile au în medie mai mult de 3,5 copii reprezintă acum doar 16,1% din populația lumii. În opinia sociologului Gelu Duminică, scăderea natalității în România are legătură în primul rând cu efectele comunismului. România are cel mai accelerat trend descendent al populației. Din păcate, numărul de nou născuți a scăzut de la an la an în România în ultimii 30 de ani. Au fost politici aberante în anii 1960-1970, celebrul decret care au pus o presiune fantastică pe familie și pe femei. În momentul în care lumea s-a eliberat, legea nu a mai existat și libertatea a fost înțeleasă inclusiv în acest fel. Puntează Gelu Duminică, relatează observatornews.ro.